Între 3 și 5 mai, la Bistrița, în sala de sport care poartă numele fostului mare antrenor Gheorghe Bosga s-au desfășurat campionatele naționale individuale de tenis de masă pentru juniori 1. Sportivii de la CS Pristavu Câmpulung au obținut la această competiție trei medalii, una de aur și două de bronz. Aur și titlul național pentru Andrei Tomică împreună cu Darius Movileanu de la CS Asteaua București la dublu masculin. Iulian Chirița, bronz la individual, fiind eliminat în semifinale de Eduard Ionescu, scor 0 la 4. Bronz la dublu mixt Andrei Tomic, împreună cu Elena Zaharia de la Farul Constanța. Sportivii mușceleni au fost însoțiți la Bistrița de antrenorii Madalin Ionașcu și Gabriel Poștoacă.